Da, mă, azi am chef de podcast. Îmi pare rău că se vede așa, dar nu e lumina bună. E pe după amiază, a venit noaptea acum, că vorba aia e iarna. Nu e ca vara, cum zicea domnul, Dumnezeu să-l ierte, Traian Băsescu. N-am deschis nici capeta, asta s-o opresc și muzica, că numeau cei 7 euro pe podcast de la YouTube. Că m-a sunat un prieten și m-a întrebat, domnule, câți bani faci tu, domnule, din YouTube? Și eu personal, așa? Bă, eu personal, acum că am fost forță intergalactică, deci forță intergalactică, luna asta și am postat multe, multe materiale, că mi-a fost drag și simplu să le fac. De-aia le-am postat. Am câștigat 200 de euro. Mamă, păi e puțin rău de tot. Păi de ce mă zic că e mult? Păi eu știu o fată care face 40 de mii. Eu nu sunt fată, sunt băiat. Și dacă ar vrea să-mi vadă oamenii ouăle și puța, le-aș arăta pe 40 de mii, da? Nu vor, înțelegi? Bun, trecând peste, acest podcast este cu și despre vânzătorii mincinoși. Vânzătorii mincinoși, eu le spun așa, vânzătorilor care... Te pun și centura pentru voi, ca să n-avem discuții. Le spun așa, vânzătorilor mincinoși, pentru că, din punctul meu de vedere, un vânzător, când îți vinde ceva, el trebuie să-ți vândă în așa fel încât tu să știi și avantajele și bă, casa asta. Eu doresc mult de tot. Dacă o să ajung vreodată să am casa asta aici în Vitan cu brazii ăștia mari în față aici așa, ăștia aici așa, înseamnă că chiar când îți dorești ceva, chiar se întâmplă. Bun, trecem peste. Salut. Da, și eu spun așa, că în momentul în care tu cumperi ceva, vânzătorul ar trebui să aibă obligația sau bunul simț, sau buna creștere, sau ce vreți voi, și să vă spună și avantajele și dezavantajele achiziționării produsului de la el. Să vă dau un exemplu. Exemplu este cu Toyota, că tot cu Toyota sunt, și cu anvelopele Toyotei. M-am uitat eu pe net așa ca un biban, guțan, pasionat, cunoscător, necunoscător, cum vreți voi să-mi spuneți, și am zis, băi, eu m-am săturat de anvelopele astea, mă, de maduri, de all terrain-uri, de nu știu ce, vreau să mai schimb, mă, vreau să mai văd și altceva, mă, cum e, cum merge, cum trebuie, cum nu știu ce, știi, și m-am combinat și am zis că mi-au niște anvelope, de astea cum are toată lumea, știi, și le-am luat, l-am sunat pe om, salut, am numărul tot de la Vasile, salut Vasile, salut Costel, uite așa vreau și eu anvelopele astea, le ai, da, le am pe stoc, da, zic, dar ce faci cu mașina? Păi ce să fac? Zic, merg pe asfalt, dar mă mai duc și eu din când în când în teren și m-am săturat de maduri, aș vrea să încerc altceva. Și omul mi-a zis, da, bineînțeles, iale. Problema era că anvelopele n-aveau o carcasă de sârmă și aveau o carcasă de sfoară și nu erau pentru utilizarea pe asfalt, adică nici nu cred că avea omologare ca să fie vândute, dar numai, nu știu, nici nu contează, nici n-are importanță. Ideea e că bătea volanul foarte tare și l-am sunat pe om, cum sunt eu sincer și prost. I-am spus că am montat anvelopele pe mașină și bate volanul foarte tare la 40 la oră și nu aș vrea să le mai folosesc, adică nu sunt convins că anvelopele astea au cum să meargă fără să bată volanul, așa că aș vrea să le dau înapoi, cumva, chit că mă costă niște bani, chit că n-am, să le dau înapoi. Și omul mi-a spus, da, nu mai poți să le dai înapoi. Păi am zis, da, dar le-am luat de pe internet, adică știu că tot ce cumpăr de pe internet am dreptul să dau înapoi fără să mă justific, fără să, așa știu eu acum. Da, da, le-ai montat pe mașină și dacă le-ai montat, nu se mai pot da înapoi. Cum? Păi nu se mai pot. Păi... Bine, eu le-am montat, că știi tu că le-am montat, că dacă le dau jos, tu nu că eu văd că le-ai montat. Bă, frate, puteam să zic că nu le-am montat și vreau banii înapoi și eu îți trimiteam cauciucuri și tu îmi trimiteai banii și nu, eu ți-am spus că le-am montat pentru că altfel n-aveam de unde să știu că bat, adică cum, adică cum e legea asta? Cum e, dar le-ai montat și de unde știu? Tu îmi dai un produs care zici că face apă caldă și când îl pun în funcțiune zici, a, păi nu mai poți să-l dai înapoi că l-ai montat. Și cum știam dacă face? Că uite că nu face apă caldă. Când asta nu mai poți să-l dai înapoi. Bun, în sfârșit nu mai contează povestea mea. Contează simplu fapt că acele anvelope n-aveau cum să nu bată, având o carcasă de sfoară, nu o carcasă metalică, de tip radial. Și atunci, putea să-mi spună foarte simplu, vezi că anvelopele astea bat.
Adică dacă le iei și mergi cu ele pe asfalt, știi că până în teren mai bate volanul. Adică tu ți-e trebuie pentru teren. Dacă îți trebuie pentru teren, anvelopele care merg bine în teren n-au cum să meargă bine pe asfalt și viceversa. Așa că știi foarte bine că, adică știi, dar oamenii nu fac asta. Și se numesc vânzători mincinoși. Eu înțeleg că trebuie să profităm de, cum să spun eu, de oameni. Eu înțeleg că dacă am fi sincer și am spune și ce e bine și ce e rău, oamenii n-ar mai cumpăra. Că așa este. Oamenii nu apreciază sinceritate. Și înțeleg toate lucrurile astea, dar nu mi se pare corect. Adică, știi când te simți fraierit? Când te simți prost, sucker, știi, în desene animate, sucker? Nu mi se pare fair. Adică eu înțeleg că eu, când eram copil, ăia care erau mai slabi, erau chinuiți, ca să zic așa. Dar acum că m-am mărit și că mi-a dat Dumnezeu minte și m-a luminat la cap, consider că nu e normal să se întâmple chestia asta și nu ar trebui nimeni să fie păcălit. Chiar dacă el s-a născut sau s-a dezvoltat fiind mai slab la unele lucruri. Asta nu înseamnă că să-i luăm de fraieri și să-i păcălim. Părerea mea. Acum, dacă voi mă contraziceți, puteți să-mi dați și butonul ăla pe care scrie subscribed. Dați unsubscribed. Știi? Să nu mai fiți aici la mine pe canal, că nu mă interesează, jur. Adică șmecheri de ăștia sunt sătul. Sunt sătul și de-aia nici nu o să-i mai vedeți pe lângă mine prin clipurile de YouTube. Pentru că sunt niște șmecheri care sunt șmecheri proști, din punctul meu de vedere, profită de slăbiciunea oamenilor și fac bani pe treaba asta. Lucru care nu mi se pare fair și corect. Dar, repet, asta face toată lumea și atunci cum să fim noi corecți? Păi, uite că nu prea avem cum să fim corecți, pentru că aceeași discuție o aveam cu vecinul de vis-a-vis de la garaj, care îmi povestește, el se ocupă cu mașini, printre altele, mai cumpără și mai vinde mașini. Doar că el face schema asta încercând să fie corect, adică încercând să le explice oamenilor, uite domnule, sunt proprietar pe carte, eu sunt proprietar pe carte, nu ca aia care zic că sunt proprietar și nu sunt. Uite, îți arăt tot istoricul mașinii, că eu mașina asta o iau de la Arval. De la Arval și aia e o firmă de leasing operațional care are toate cheltuielile și îmi dă raport și îți arată petic, cauciuc, petic, nu știu ce, am schimbat jantă, am pus rost de iarnă, am făcut tot ce se face la mașină, se face într-un serviciu autorizat și este documentat într-un istoric. Uite, astea sunt mașinile, ăștia sunt kilometri, 260.000. Asta e tot ce s-a făcut la mașină, ăsta e prețul. Înțelegi? Și spune, doamne, zice, dom'le, am avut două mașini, două i10, i20, ceva, niște Hyundai. Și zice, le-am avut la vânzare la nu știu ce, am scris tot acolo, a venit unul și le-a luat, într-un final, că nu mai reușeam să le dau. A venit și le-a luat ieri și astăzi le-a pus pe net cu 100.000 de kilometri. Bă, dar nu 100.000, 20, 100.000 fix de kilometri au mașinile cu historic service. I-a făcut el un historic service cu mașina, are 260.000. Și le-a dat pe amândouă, mă, frate, mi-e și cu 2.000 mai mult decât le-a luat de la mine și că azi îmi cere fiscalele și uite cum sunt oamenii și așa. Și eu i-am explicat foarte clar că oamenii, și vă explic și vouă, din păcate sunt unii oameni care societatea și felul de a fi a făcut așa, încât ei se mint singuri. Ei se mint singuri că mașinile lor sunt bune, că marca alea să de e cea mai tare și cea mai fiabilă, că mașina lor second hand într-adevăr are 180.000 de kilometri în bord și n-are 500.000, că asta sigur a fost a unei bătrânici și așa mai departe. Și atunci, pentru oamenii ăștia, au apărut ăștia care vând samsari ăștia, știi, care au zis 100.000 de kilometri și așa și așa și mașina mai scumpă, pentru ei au apărut, pentru că oamenii vor să fie mințiți. Oamenii nu vor realitate. Oamenii nu vor adevărul, oamenii nu vor sinceritatea, oamenii vor să fie mințiți. Pentru că mâna întinsă, care nu spune o poveste, nu primește pomană. Adică dacă tu ești întins aici pe trotuar și le spui oamenilor, bă, știi ce? Mă piși pe el de sistem, mă. Eu nu m-am născut să muncesc, eu m-am născut să fiu un om liber și să fac ce vreau eu. Și eu de-aia n-am. Înțelegi? Și n-am casă, și n-am bani, și n-am de mâncare. Că eu sunt liber, mă. Eu fac ce vreau eu. Înțelegi? Eu trăiesc așa ca o floare. Eu mă bucur de tot ceea ce ne înconjoară. Eu mă bucur când cad frunzele din copac. Eu mă bucur când îmi înguresc bobocii primăvara. Eu mă bucur de lucrurile simple. N-am nevoie de bani. Nu urmăresc bani. Nu pentru asta m-am născut.
Nu m-am născut ca să fiu integrat într-un sistem unde trebuie să mă duc la muncă, trebuie să-mi fac viață de familie, după aia să mă duc chiar la muncă, după aia iar viață de familie și așa mai departe. Nu, eu vreau să fiu liber și să n-am bani. Înțelegi? Îmi dați și mie să mănânc, că asta e alegerea mea. Și oamenii o să spună, băi, ești bulangiu, păi du-te, bă, la muncă, bă. Păi, dar nu vreau, bă, să mă duc la muncă, vreau să fiu sărac și să nu mă duc la muncă, înțelegi? Dar voi să-mi dați așa, să mă ajutați, că altfel mor de foame, știi? Și oamenii o să zică, a, nu, mă, frate, ești nebun, cum să facem noi asta? Cum să facem noi asta, ești nebun? Nu, nu avem cum. Știi ce zic? Na, du-te la muncă. Bă, de altă parte vine ăla care zice, oh, mă doare spatele, sunt bolnav, am cu rinichii, am cu plămânii, am cu alea, am 7 copii, am, n-am unde să stau, îmi plouă în casă, să fac, ajutați-mă. Și toată lumea zice, oh, hai să ne ajutăm pe ăla, uite ce amărâtie. Pentru că mâna întinsă, care nu spune o poveste, nu primește pomană. În esență, amândoi sunt la fel, identici și la fel. Nu s-a schimbat nimic. Ba mai mult, unul se și reproduce ca să-i aducă pe lumea asta niște copii care n-au nicio vină și trebuie să se chinuie și aia mizeria în care el trăiește, că el n-a fost în stare, nu că n-a fost, n-a vrut să fie în stare ca să facă mai mult, știi? Și atunci, de asta zic, mâna întinsă, care nu spune o poveste, nu primește pomană. Și atunci oamenii vor să fie mințiți, pentru că eu, când mi-am pus mașina la vânzare, mașina din cover, sper să pun ca și poză de început, mașina despre care vă vorbesc acum, era un Passat variant pe care eu l-am cumpărat de la 0 km de la Porsche București Vest 1, locul unde și lucram. Mașină configurată, comandată de mine, așa cum mi-am dorit eu. Pentru că, din punctul meu de vedere, când îți cumperi o mașină nouă, trebuie să o comanzi, nu trebuie să iei de pe stoc. Pentru că mașini noi nu ți-ai multe în viață și atunci avantajul Volkswagen este că tu, în momentul în care comanzi o mașină, poți să o personalizezi, cât mai mult și să se muleze pe nevoile tale. Adică eu aveam un Passat variant 2.0 TDI 140 de cai alb, pentru că nu costa niciun ban vopseaua și pentru că albul mi se pare cea mai tare culoare. De întreținut, nu atrage căldura, nu se vede jegul, nu se revopsește ușor. Am toate avantajele din lume pentru alb. Și atunci mi-am luat alb și gratis. Mamă, v-am pupat, ești nebun? 2.0 TDI 140 de cai, că am considerat că nu merită să mai dau 2.500 de euro, ca să am de 170, am zis că fac eu soft și mă costă 300 de euro. Și oricum 170 de cai cât făceam eu cu soft erau mai mult decât suficienți și au și fost. Cutie manuală, că în momentul respectiv am zis, eu nu dau 2000 de euro, frate, să-mi schimbe unul treptele aici cât țin eu mașina asta, eu le schimb eu și am 2000 de euro în buzunar. Că asta era diferența între DSG și manuală. Keyless entry, că am zis, frate, nu mai scoate cheia din buzunar, doar deschide și așa, care era o opțiune de vreo 500 și ceva de euro. Keyless entry, în sfârșit, comfort line mașina, jante pe 17, senzor de lumină, ploaie, bla bla bla, scaune încălzite, mai multe opțiuni, dar na, cam astea erau. Și mi-am comandat mașina asta, mașină pe care am avut-o 11 ani, 12 ani, numai eu. Și n-avea nimic mașina, dar nu mai puteam, sincer, mă plictisisem 12 ani cu aceeași mașină, era un pic cam mult, știi? Și am zis, bă, o schimb, o dau dracu, o vând, îmi iau Passat GTE, știi? Schimb un pic registru, tot break. Și am pus-o de vânzare, 8500 de euro. În condiția în care un Passat ca al meu era 5.500, 6.500, cam pe acolo. Mașina avea 195.000, 200.000 de kilometri, în sfârșit. Poate să uită și proprietarul mașinii și să nu mint. Și da, mașina mea de nou, revizii făcute la reprezentanță, majoritatea din ele, pentru că eu am zis, aveam avantajul că lucrând acolo, puteam să vin cu piesele mele, spre deosebire de cei de afară care nu puteau să vină cu piesele lor, trebuia să cumpere de la reprezentanță. Și eu puteam să vin cu uleiul meu motor, cu filtrele mele, cum știi, și mă costa în jur de 2 milioane jumate manopera pentru revizie. Și atunci îmi convenea să fac revizia la reprezentanță, pentru că doar așa poți demonstra numărul de kilometri cu intrări în service periodice ale mașinii. Și atunci am păstrat chestia asta, pentru că am zis, domnule, în momentul în care voi vinde mașina, voi da de un om
care va plăti 1000 de euro în plus ca să aibă un istoric de kilometri. Să știe el exact ce s-a întâmplat cu mașina și să știe, pentru că și-a luat niște mașini cu care a luat țeapă, că oamenii au zis că are 150.000 și avea 400.000 și s-a lecuit și nu mai vrea și vrea să plătească în plus, știi, 1000 de euro ca să aibă istoricul de kilometri până la 200.000. Deci, repet, de la 0 până la 200.000, mașina mea B09RWN. Dacă sunteți angajați prin rețeaua Porsche, puteți să băgați acolo și să vedeți istoricul de service. Poate vă mint. B09RWN. Bun. Și am pus 1500. Și nu m-a sunat nimeni. M-a sunat un singur băiat și mi-a zis că îmi dă un Renault Espace. Și mai îmi dă 500 de euro pe lună până... să mă rămâd. Ești nebun? Nici ne cunoaștem. Cum să-mi dai 500 de euro? Cine ești tu? Ești nebun? De... Doamne, mă, că... Renault Espace îmi dădea mie să moară în Franța. Da, om a încercat-o, adică, Doamne ferește, n-am nicio problemă, dar am o problemă că mi insultă inteligența, da, asta e. V-am zis eu vouă, dacă aș fi avut un corp de la mare de bătăuși, eram de mult la pușcărie. Îi băteam pe mulți de ăștia. De ce îi băteam pe mulți de ăștia? Pentru că nu mi se pare normal să ți-o încerci cu mine și dacă eu știu să nu mă păcălești, dacă nu știu, mă păcălești. Adică nu mi se pare normal. Mi se pare că ar trebui să fii pedepsit pentru această încercare. E ca și cum tu vrei să spargi banca, te-ai dus, ai spart banca, ai fugit cu banii, te prinde poliția la ieșire din bancă, dai banii înapoi toți, nu pățești nimic, că te-a prins. Dacă nu te prindea, după aia, dacă așa, e ok, că ai dat banii înapoi. Ceea ce nu mi se pare fair. Bun, și am pus mașina de vânzare. Am pus mașina de vânzare, 1500. Ăla cu Espace, nu rezi nimic. Băi, ești nebun? Ce se întâmplă, doctore? Mașina întreținută, istoric de kilometri, unic proprietar de la zero, comandată de la reprezentanță, scris tot un anunț. Să înțeleagă oamenii. Nimic. Nimic. Ești nebun? Nimic. Mă uit la nenea asta cu X7-le aici, în stânga mea. Doamne, are scaunul tras în față. Și dacă explodează airbag-ul ăla, până la urmă că-mi porc bagaj cu tot cu scaunul, ești nebun? În sfârșit, bun. Mai e și bărbat. Dar nu contează. Bun, am pus mașina de vânzare și am zis, o vând cu 1000 de euro mai ieftin decât găsim o mașină în configurație cât de apropiată cu a mea, cu kilometrii mei, pe mobile.de. Deci dacă voi îmi găsiți o mașină pe mobile.de cu kilometrii ăștia care se pot verifica până la 200.000, cu intrări în service, cu cheile Sentry, cu Xenon, cu Comfortline, cu pachet de airline exterior original, cu tot ce mai avea mașina mea pe ea, fratele vostru vă dă cu 1000 mai ieftin decât ea aia pe mobil. Nu mă sună nimeni. Nu mă sună nimeni. Aia e ce să faci. Oamenii vor să fie mințiți. Și am pus-o 5500 mașina. Că ăla era prețul 5500. Și mă sună un băiat. Care băiatul nu-l condamn. Sau îl condamn. Nu știu, habar n-am. M-a sunat un băiat pe numele lui Bogdan, cred că îl cheamă, dacă nu mă înșel, s-ar putea să-l botez, dar oricum nu-i dau nimic pe botez. Și zice, uite domne, am văzut anunțul, aș vrea să cumpăr mașina ta. Te urmăresc pe Instagram, știu cine ești, vreau să cumpăr mașina. Bă, frate, uite care-i treaba. Eu îți vând mașina, dar să știi că nu las niciun leu la mașină. Și îți spun că nu las niciun leu la mașină ca să nu ne pierdem vremea, înțelegi? Adică, la ce mod să ne pierdem vremea? La modul eu să vin, tu să iei mașina să o verifici la atelier și să-mi găsești mie defecte ca să-mi scazi din bani. Nu trebuie să-mi găsești mie defecte ca să-mi scazi din bani, pentru că orice defect ai găsi, eu nu scad din bani. Deci să fie vorba. Orice defect ai găsi, eu nu scad din bani. Să fie clar. Eu îți spun ca să știi, pentru că dacă tu crezi treaba asta, cum cred foarte mulți oameni, că îl cheamă pe vânzător cu mașina într-un service ca să-i spună ce defecte are și ăla să mai lase la bani. Uite, domnule, și bieleta, uite, domnule, de ce mă... Eu vă întreb pe voi ăștia care scădeți la bani în service. De ce mă v-ați luat mașină nouă? Pretențiile voastre sunt să vă luați mașină nouă, adică nu? Nu, vă spun eu ce e corect. Este corect ca voi să-l chemați pe vânzător în service, ca atunci când vă achiziționați mașina respectivă, să știți din ce punct plecați, să știți ce lucruri trebuie să schimbați, să știți cât de defectă e mașina, să știți că nu vă înhămați la treaba asta, că e prea defectă pentru voi. Ok, puteți să faceți o ofertă, nu zice nimeni, dar una e să faci oferte, alta e să-l chem pe om, să-i scazi din bani, că nu știu ce, mai ales când omul îți spune de la început, boss, nu scad nimic, 5500 e ultimul preț, orice găsești tu, alegi să nu mai cumperi, dar nu să scădem la bani. Că dacă în capul tău e chestia asta, ne pierdem vremea amândoi și eu nu vreau să-mi pierd vremea, am alte lucruri de făcut, știi? Da, domne, nu, că nu scădem la bani, că e treaba, doar să văd ce cumpăr, gata, boss.
ajung la atelierul respectiv, unde într-adevăr băiatul era puște, avea, nu știu, 20 de ani, ceva de genul ăsta. De-aia nu-l condamn atât de tare, nu era pe banii lui, era pe banii lui taică-su și atunci, să zicem că poate el ar fi vrut să-mi plătească 5.500 pe mașină, dar n-a vrut bosul. Care bosul, vă știți cum sunt boșii. Boșii trebuie să negocieze, că boșii la viața lor au avut multă experiență și vorba aia, știi? Și am ajuns la ei la atelier, unde era culmea un atelier de Toyota. Multe Toyota. Mamă, zic! Dar nu mă interesează, uitați-vă la Passat. Eu mi-am luat o Toyota Land Cruiser 100 și n-am unde să o repar. Vreau să vin la dumneavoastră să-mi faceți. Ia ziceți, în planetare, nu știu ce. Ăla tasul, îți dai seama. Stai, domnule, că Passatul. Nu mă mai interesează Passat. Eu vreau cu Toyotele. Eu cu asta întreabă, știi? Da, domnule, că facem Toyota, că nu-i problemă, că te ajut, că nu știu. Gata, bolsule, hai cu mașina, știi? Acum, când am văzut eu că Toyota, că nu știu ce. Zic să mai fiu așa arțăgos, dar până mea, hai. Și vin oamenii, știi? Taică-su și cu un mecanic. Și mecanicul ajunge la aripa dreapta spate, la mine, știi? Deschide porbar. Ah, asta a fost schimbat, aripa asta de aici. A fost, da? Da. Aripa de spate, zici? Da. Ba. Și cum facem, adică? Tu faci o afirmație, eu zic că n-a fost, tu zici că a fost. Cum facem mai departe? Adică, cum facem? Eu zic că n-a fost aripa schimbată. Du-te, domnule, că a fost schimbat. Da? Păi hai să facem într-un fel, ca să ne convingem. Eu pun 1500 de euro jos și tu pui 1500 de euro jos. Dacă aripa a fost schimbată, dacă aripa a fost schimbată, eu las 1500 de euro la mașină sau îți dau ție 1500 de euro, cum vrei tu. Dacă aripa n-a fost schimbată, îmi dai tu 1500 de euro. Ia zi, a mai fost schimbată? Hai, domnule, păi e așa. Să moară Franța, nu? Hai să punem și niște bani unde... Unde vine afirmația, să punem și niște bani lângă. Ia să vedem, mai facem afirmații? Mai facem afirmații, că e Daniel nu știu cum, că e Daniel Bulangiu, că e... Faceți afirmații aici, în comentarii, și puneți și niște bani lângă, să vedem dacă așa e. Să vedem dacă povestea asta este adevărată sau nu. Poate vă mint. Poate eu când am vândut Passatul, și l-am vândut pe 5300 și l-am vândut pe 1500 și poate chiar erau aripile schimbate și poate eu chiar mașina aia n-am luat-o de la Porsche. Voi puteți să știți toate lucrurile astea. Dacă îmi faceți afirmațiile astea, puneți și niște bani lângă. Adică, eu comentez și zic așa, Daniel a făcut nu știu ce, pun 500 de euro. Și fratele vostru vă răspunde și vă demonstrează că e sau nu e. Și uite așa facem bani, de la unii la alții. Trecând peste acest subiect, omul a renunțat la pariu, am mers cu mașina și a zis că îmi dă 5300. 5300. Tot din experiența mea de viață am învățat că pentru 200 de euro poți să pierzi 2000 de euro. Și am zis, bă, îți las, chiar dacă am zis că nu-ți las, îți las, dar nu e fair și nu e corect și eu nu o să fiu mulțumit de treaba asta. Dar asta e, am interes aici să mai fac cu Toyota, cu nu știu, cum, nu știu cum. Cert este că, acum facem o paranteză ca să înțelegeți ce s-a întâmplat mai departe, i-am dat omului mașina cu toate, cu accesorii, cu roți, cu cutare, cutare, cutare. M-am dus să-mi repar Toyota acolo la ei la atelier. Mi-au schimbat oamenii planetarele față. Mi-au spus că îmi caută ei niște planetare mai bune, mai rele, mai nu știu ce, mai nu știu cum. Lucruri care s-a și întâmplat, mi le-a schimbat, n-am rezolvat problema pentru care m-am dus, că aveam un joc de ăsta, un dâng de ăsta, care e viața lor, al Toyotelor 100. Și, na, am mai ameliorat un pic din el. Cert este că băieții mi-au zis, domnule, zice, ai acolo ăla de suspensie, vasul cu pompa de suspensie, îți mai trebuie? Că, bă, că ți-ai pus suspensie fixă, nu știu ce. Zic, nu mai trebuie, frate meu, de ce? Păi am eu să-l dau cu 200 de euro. Și așa a rămas. L-o fi dat, nu l-o fi dat, eu banii nu i-am mai văzut. Deci m-a ars o dată la mașină cu 200 de euro și o dată la vasul de, știi, de suspensie. Dar nu e panică, eu nu cred în Dumnezeu, cred în legea compensației, știi? Și legea compensației rezolvă toate problemele astea ale mele nerezolvate. Că eu mai am niște multe probleme nerezolvate în viața asta și le rezolvă legea compensației. Da, deci legat de vânzătorii mincinoși, în momentul în care o să ajung eu dictator tiran, da? Pe lângă faptul că o să-i scot în penisul gol pe toți ăștia pe care i-am eu pe dosar afară și o să râdem de ei, leg, nu știu, trag cu mașina, fac niște atrocități de-astea, să vreau să se șocheze lumea, înțelegi de ce am făcut? Așa, deci pe lângă chestia asta o să dau o lege și o să oblig toți vânzătorii de lucruri să prezinte câte avantaje prezintă la lucrul respectiv, atâtea dezavantaje să prezinte. Deci, dacă vrei să-ți faci o reclamă la un produs,
pe lângă avantajele pe care le scoți în evidență în momentul în care îți faci reclama, vreau să-mi prezinți un număr egal de dezavantaje folosind produsul respectiv. Și de-abia după ce faci chestia asta, abia atunci vei putea să... Abia atunci vei putea să poți să scoți produsul la vânzare. Altfel, nu. Așa mi se pare fair și normal. Să nu profităm de cum să spun eu, de neștiința unora, de felul lor credul de a fi, de lucrurile astea pentru a face noi bani. Că nu mi se pare fair și corect. În rest, pune mea. Vorba aia, știți cum e? Prostia se plătește, tată.